dumneavoastră a participat la proiectul Recicleta al celor de la Asociația Viitor Plus, proiect susținut de Kaufland România, cu foarte mult entuziasm. De-a lungul anului școlar, elevii din școala noastră au reușit să colecteze și să selecteze separat foarte multe deșeuri, hârtie, plastic, aluminiu, pe care l-au predat celor de la Recicleta prin intermediul cargo tricicletei. Echipa de voluntari de la Viitor Plus a reușit să îi mobilizeze și să încurajeze pe elevii noștri să selecteze deșeurile atât în școală, în recipientele pe care le-au montat pe holurile din școala noastră, dar și cu ajutorul platformei online www.hartareciclării.ro. Motivați fiind și de premiile puse în joc la acest proiect concurs, am reușit să ne mobilizăm cu toții, atât profesori cât și elevi, dar și părinți, și să reușim să strângem maculatură și plastic și cartoane, astfel încât la sfârșitul concursului să avem bucuria de a ne fi clasat pe locul 2. Cu siguranță această activitate nu o vom încheia aici, ci vom continua să selectăm deșeuri și să reciclăm selectiv, tocmai pentru a face ca lumea să devină mai curată și mai bună, iar deviza celor de la Kaufland, implicarea face diferența, să fie și deviza noastră a celor de la Școala Tudor Acchiezi. Vă mulțumim vouă, celor de la Recicleta și de la Viitor Plus, pentru implicarea în acest program, vă mulțumim pentru premiul oferit și vă vom ține la curent cu toate activitățile pe care le vom face de aici înainte, pentru că suntem convinși că nu vom încheia aici reciclarea și vom continua să facem astfel de activități și de acum înainte. Vă mulțumim! Și sunt directoarea Colegiului Tehnic Edmond Nicolau. Cu Asociația Viitor Plus, prin programul Recicleta, elevii colegiului nostru, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau, au învățat să colecteze deșeurile selectiv. După cum se vede, am folosit cu mare pasiune cele trei recipiente pe care le-am primit de la partenerii noștri. Și în urma acestui demers am reușit să câștigăm, se pare că și locul întâi. Lucru care ne bucură foarte tare, pentru că avem chiar sentimentul realizării, în afară de sentimentul pe care l-am avut în momentul în care am predat cantitățile de hârtie și plastic și aluminiu, mai multitare, e adevărat ultimile două, dar foarte multă hârtie. Avem sentimentul realizării unui lucru deosebit, pentru că am ajuns la concluzia că nu doar aici la școală, ci și acasă copiii încep să selecteze deșeurile de toate tipurile și nu doar copiii și nu doar elevii Colegiului Tehnic Edmond Nicolau și nu doar adulții care, ci și adulții pe lângă ei care au participat în acest demers, colegi, profesori, personalul din administrație, îngrijitorii, muncitorii școlii, care cu toții, ca o mare echipă ce ne găsim, am învățat să colectăm selectiv de aici, de la școală, și am dus bunele obiceiuri acasă. Probabil că ceea ce am învățat acum nu este doar pentru acum, este și pentru viitor. Și ceea ce facem noi aici, anume educăm copiii în cadrul Colegiului Tehnic Edmond Nicolau, încercăm să educăm și pe viitor să folosească aceste bune obiceiuri care vor contribui enorm la îmbunătățirea calității vieții tuturor. De asemenea, prin proiectul Viitor Plus, școala noastră și, de fapt, cred că este mai frumos să spun, curtea școlii noastre, a căpătat cel puțin 10 pomișori în toamna anului trecut, în toamna anului 2020, care vor îmbunătăți realmente calitatea aerului din curtea Colegiului Tehnic Edmond Nicolau, din împrejurim, și ne vor aduce un nou nivel de confort
în activitatea noastră zilnică. Vă mulțumesc și sper să colaborăm la fel de frumos și în viitor. Moldoveanu și sunt coordonatorul proiectului Recicleta din cadrul școlii gimnaziale numărul 40 din cartierul Andronache, sector 2. Am înscris școala în cadrul acestui proiect încă de anul trecut. Ne-am dorit să implicăm toți elevii și tot personalul didactic care se află în cadrul școlii noastre în acest program, pentru că știm cât de importantă este educația ecologică și cât de importantă este economisirea resurselor. Elevii noștri au înțeles că fiecare gest de a recicla este util și că gest cu gest, adunate, încep să conteze. Am reușit să strângem peste o tonă de deșeuri, de hârtie, plastic și aluminiu. Și școala noastră poate fi considerată eco-ambasadoarea reciclării din sectorul 2. Astfel ne-am situat pe locul 1 în cadrul acestui program. Sunt foarte mândră de ceea ce au reușit să facă elevii acestei școli și colegii mei. Vă invităm pe toți cei care priviți să vă alăturați unor astfel de proiecte, pentru că fiecare trebuie să contribuie la o lume mai bună și mai curată. Vă mulțumesc!